până copiii vă spun un bun venit la colțul cu povești. Motanul nocturnel. Ia uite, mami, nu-i așa că e drăguț? Micul pisoi negru care fusese aruncat peste zidul din spatele casei torcea fericit în timp ce li se ghemuia în mâinile calde. O să amenajăm o lădiță cu nisip și un loc de dormit pentru el ca să aibă tot ce este nevoie, promisese Rădena și Sherry. Nu va fi nicio problemă. Mami cerceta cu privire pisoiul. Chiar era drăguț, dar se hotărâ să fie fermă cu privire la decizia de a nu-l ține. Faptul că îi pregătim o litieră nu garantează că o vom folosi imediat, le-a remintia. Amândouă știți că dresarea unui animal necesită timp și știți cât de ocupate sunt. Dar fetele au reușit măcar să țină pisoiul până după amiază când au plecat. După aceea, mami era sigură că îi putea găsi un adăpost. Cât ai clipi, o cutie mică și un culcuș își făcu apariția pe palierul scărilor interioare ce ducea la subsol. De acum aici trebuie să vii de fiecare dată, i se spuse pisoiului. Nu ai voie să faci mizerie oriunde prin casă. Trebuie să fii un pisoi foarte ascultător. Și poate nu o să-ți vină să crezi, dar pisoiul păru să înțeleagă fiecare cuvânt pe care i l-au spus. Ajutați-ne să ne hotărâm ce nume să-i dăm, le spuseseră fetelor celor două prietene ale lor. Ele veniră cu diferite nume, în timp ce pisoiul lipăia cu nesat lapte cald dintr-un castronel. În cele din urmă, căsură de acord să-l cheme Nocturnel, pentru că era negru, nu putea fi sărit în întuneric și ajunsese acasă la ei într-o noapte. Mami plănuise să rămână acasă în ziua aceea. Aproape că nu-i venea să creadă că ori de câte ori avea nevoie să folosească litiera, pisoiul alerga în salturi de la dormitorul fetelor, care se afla într-un colț al casei, până la lădița lui, care se afla în colțul opus al casei, apoi se întorcea sărind să se joace cu fetele. Când tati se întoarse acasă pentru masa de prânz, fetele vorbeau despre Nocturnel. Tati zâmbea, iar mami le reaminti de hotărârea, de acum înainte, nici un animal de companie, care fusese luată după moartea lui Bodle. La aeroport, printre îmbărățișori și lacrimi, Dena și Sherry au întrebat despre Nocturnel. Vă rugăm, păstrați-l, imploră ele. O să lipsim 9 luni, iar când ne întoarcem, o să fie un motan mare și frumos. Dar ne puteți spune mai multe despre el în scrisorile voastre săptămânale. Deci, vă rugăm. Mami și tati încă nu promiteau nimic. Vom vedea. A fost tot ce au spus înainte de a-și lua rămas bun de la fetele lor. Apoi au privit triști avionul, înălțându-se și luându-și zborul. Odată întorși acasă, aceasta părea foarte, foarte pustie, cu excepția prezenței lui Nocturnel. El avusese o zi plină de distracție, iar când mami îl puse în culcușul moale pe care fetele îl pregătiseră pentru el, se ghemuia acolo și a dormi. Buștean! Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!